Numele lui este Jean Pangal. El este interesant atât el este interesant pentru cercetarea și cunoașterea istorică, dar și pentru pentru contemporaneitate, atât prin funcțiile pe care le-a deținut în România interbelică, deci într-un regim democratic, cât și prin modul în care le-a utilizat, s-a folosit de aceste poziții sociale. A fost un om politic relativ important, relativ cunoscut, a fost un fost subsecretar de stat și un fost parlamentar, dar în primul rând a fost conducătorul absolut al masoneriei române regulare din perioada interbelică. Și în această calitate, în mod evident, putea să acceseze o grămadă de contacte personale, o grămadă de avea cunoștințe directe cu o parte semnificativă a spațiului politic interbelic. Și este foarte interesant de văzut modul în care se desfășurau, se derulau aceste contacte și aceste legături. Practic, prin faptul că serviciile secrete ale României interbelice au desfășurat o acțiune, o activitate informativă, operativ informativă în legătură cu Jean Pangal, în primul rând că se justifica prin, trebuie spus și asta de la început, se justifica prin natura activităților și pe care Pangal le desfășura, deci n-aș putea spune din sentimentul meu, dar aceasta bineînțeles că poate fi comentată de către orice cititor. Sentimentul meu lăuntric este acela că n-a fost un abuz. Adică prin ceea ce făcea domnul Pangal justifica luarea unor astfel de măsuri, adică era justificat ca serviciile speciale cu funcții speciale în statul român de atunci să fie interesate de ceea ce făcea dânsul odată. Și mai apoi este interesant prin faptul că avem acces din interior la ceea ce am numit Clubul Politic Interbelic, acces care ne este dat printr-un insider, prin cineva care era participant, era actor direct. Pentru că astăzi vă puteți imagina că nu putem avea decât o imagine exterioară și îndepărtată. Au trecut de atunci 70-80 de ani și este foarte dificil să înțelegem modul în care se luau deciziile în interiorul a ceea ce putem numi Clubul Politic Interbelic sau clasa politică la vârf, high class. Și atunci, prin aceste note informative, care au presupus faptul că aducem în cunoașterea științifică de astăzi ceea ce făceau oamenii politici de atunci, ceea ce gândeau ei și ceea ce spuneau ei. Este foarte important pentru, în primul rând este, îmi place să cred că am mai dat o pagină de istorie și am mai deschis niște oportunități, atât cât sunt ele, rămâne la aprecierea publicului și a, bineînțeles, a criticilor și a comunității științifice, în mod evident, de specialitate, dar îmi place să cred că am aruncat o lumină nouă, o perspectivă nouă asupra ceea ce se cheamă, asupra ceea ce este dintotdeauna în această țară, viața noastră politică cu bunele și relele ei.